Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, dragi agricultori. Vreau să încep această emisiune cu ceea ce a fost în această săptămână, în data de 5. În data de 5, după cum toată lumea știe, prea puține zone unde nu s-au manifestat furiile naturii așa de puternic, nu știu dacă au fost la noi pe Valea Someșului, dar în data de 5 a căzut apă din cer cu multă, multă gheață pe alocuri. Această cădere masivă de apă, de fapt nu putem să zicem că a plouat, a căzut apă din cer și această grindină puternică care la un moment dat a ajuns să fie de 10 cm grosime stratul de gheață, a făcut ravagii în agricultură și nu numai în agricultură, atât în agricultura noastră, în cultura mare, în legumicultură, pomicultură, viticultură, floricultură, dar să știți că în zona Sârlajului am auzit de la... m-am interesat, am vorbit cu câțiva colegi și mi-au zis că au avut mari și cu probleme și cu animalele. Atât cu vacile, cu bovinele care erau scoase la pășune, dar cu oile și mai ales cu caprele. Au avut probleme mari. A fost și acolo o cădere masivă de grindină, dar despre cum să le ferim toate acestea, sper să am timp să discut puțin mai târziu. Dacă regia este pregătită, vreau să vedeți cam ce ravage a făcut Virgelia pe Valea Someșului. Bună ziua, stimați telespectatori! Am ocazia să vă arăt ceea ce a făcut Mama Natură în această săptămână pe raza municipiului Dej, pe Valea Someșului. Deși avem legumicultori foarte harnici, avem fermieri care produc cantități mari de legume pentru piața Dejului, pentru piața Gherlii, pentru piața Becleanului, Bistrița și chiar și la Cluj, să știți că anul acesta, din punct de vedere legumicol, dintr-un punct de vedere, așa cum v-am spus și în cealaltă emisiune, este bun, dar din alt punct de vedere este catastrofal. Uitați-vă furtuna care a avut loc... Astăzi suntem joi, marți, după masă, cei 80 de litri de apă căzuți pe metru pătrat, lucru care în municipiul Dej nu s-a întâmplat, cred că de foarte, foarte mult timp și datorită vijeliilor. Aici un fermier care produce legume pe suprafață destul de mare a avut și câteva solarii. Un solar, uitați-vă dumneavoastră cum arată, avea cultură de tomate, o cultură care se prezenta destul de bine și chiar foarte bine cultura de tomate. Roșiile sunt sănătoase, curate, solul este curat, dar datorită vijeliei care a fost, i-a doborât solarul. Am ocazia să-l prind, l-am prins întâmplător aici pe cel care se ocupă cu legume în această zonă, proprietarul acestui solar. Vă rog tare mult să vă prezentați. Filip Iosif mă numesc, locuiesc în Dej, lucrez pământurile părinților mei prins în arendă. Am încercat să fac ceva pentru zona aceasta, dar agricultura nu este susținută cu nimic. Suntem în pragul falimentului, ne zdrobim, mi-am investit 85 de milioane în solarele acestea și s-au dus pe râpă. Nu mai avem ce face. Un hectar jumate de culturi care le-a tocat, le-a măcinat. Așa arată, după vijelia care a fost, toată munca noastră de azi primăvară. Deci, stimați telespectatori, pe lângă aceste solarii, domnul Fiulob are și în câmp peste un hectar de legume. Hectar de cartofi și în jur de 90 de arii de legume. Și care o să mergem să le vedem și alea în ce situație sunt, o să vă prezint și porumbul și acum vă prezint ceea ce a stricat natura, dar o să vă dau informații și cum puteți ieși din această situație. Din experiența mea de 30 de ani de agricultură, legumicultură, pomicultură, floricultură și aici că suntem mai ales în zona legumelor, o să vă dau câteva sfaturi, ce puteți să faceți, că toată lumea zice, domnule bun, ne arată, dar ce ne sfătuiește? O să vă dau și sfaturi să vedeți ce se poate face. Deci, domnul Fiulob, e păcat de această investiție, dar să știți că nu trebuie să disperăm. Și, stimați respectatori, pot să vă spun că domnul Fiulob face legume de câți ani? De 3 ani. Până acum ce ați lucrat, domnul? În ce domeniu? Am fost plecat 14 ani în străinătate, am lucrat în fabrică de injectat mase plastice, în regulă cu toată familia și m-am întors acasă să muncesc pentru noi, nu pentru străini. Mi-am investit bănuții și s-au dus. Acum o să mergem înainte cu ce o să avem. Pentru că
sprijin și suport nu avem. Nu ne dă nimeni nimic. Domnul Filop, sper că această emisiune va fi vizionată și de cei care pot să ia anumite măsuri în această țărișoară și mai ales acum că suntem într-o campanie electorală, stimați telespectatori, îmi pare rău că nu am avut posibilitatea să chem nici pe actualul primar, nici pe viitorii primari, nici pe cei care candidează la funcția de primar să-i putem întreba ce părere au, pentru că sunt convins că fiecare ar începe cu o campanie electorală și ar face campanie electorală. Dar noi greșim următorul lucru. Și domnul Filop, nu vă supărați, făcând noastră o investiție de 85 de milioane, poate 100, poate că ați depășit, astea 85 de milioane, poate ați ținut așa evidența am mare. Am omis să fac o asigurare, știu. Exact asta am vrut să vă spun, o asigurare. Aveați asigurare, deși și asigurările atâta poveste au și ăștia, nu știu în ce condiții se asigură, cum se asigură, dar totuși ar fi o mică șansă pentru urma o desfăgubire. Urma să fac și asigurarea, dar... Ultimul bănuț l-am investit pentru întreținerea plantelor de azi, primăvară ce muncim, cu toate, chimii cumpărat, tratamente, știți dumneavoastră câte necesită, muncă, pentru că așa ceva nu poți să întreții cu două mâini. Îți trebuie muncitori, îți trebuie, nu găsești muncitori, foarte greu de găsit și nu am avut posibilități să facem asigurările. Am fost, am întrebat, dar am înțeles că e foarte critic, nu au posibilitatea, deci nu știu cum să fac asigurările pe culturi, pe solarii, deci nu a fost de acord nimeni să-mi facă o asigurare. Anul trecut am întrebat. Deci, stimați respectatori, ceea ce pot și eu să vă spun este că atunci când lucram la serele combinatului, am vrut să asigurăm serele și într-adevăr era o adevărată aventură să asigur serele. Singura societate de asigurări, nu că-i fac reclamă, era Asitu Țiriac, dar trebuia o documentație de proiectul serei, scheletul, absolut tot și toate în vremurile celelalte se făcea cum se făceau și de aceea a rămas cam în aer toată problema cu asigurării serelor. Acum, cu aceste societăți private de asigurări, nu știu, o să întreb și sigur și vă promit că o să vă dau răspunsul domnul Filop și la noastră și la toți cei care au avut probleme, măcar pentru viitor. Dar domnul Filop, acum să încerc să vă dau câteva soluții. Într-adevăr, solarul e distrus. E făcut așa cum l-ați făcut dumneavoastră, cu cheltuială destul de mare, că materialele sunt foarte scumpe, dar în primul rând greșeală că nu respectă niciun stas. Deci tot scheletul metalic este făcut ca să țină folia, dar nu la o furtună și la o vijelie de 80 de litri de apă pe metru pătrat. Dar, având în considerare că aveți totuși, roșiile au fost, uitați-vă, stimați telespectatori, domnule Filop, chiar te rog frumos, arată o roșie, să vadă telespectatorii noștri, ați fost deja la al doua inflorescență, la al doilea etaj. Astea sunt roșii cu creștere determinată, am înțeles, nu? Da. Deci merg pe 8 etaje, dar eu, din proprie experiență zic, dacă se verifică roșiile care nu sunt rupte, automat trebuie eliberat terenul de aici, folia, ca să nu se îmbolnăvească mai departe, să nu se topească, trebuie mușuroite la bază și refăcut sistemul de susținere. Chiar dacă le lăsați în câmp, totuși ceva să mai recuperați. Pentru că sămânța... Răsadul de unde l-ați cumpărat, domnul Filop? Deci, răsadul l-am produs eu. Chiar în solar se vede acolo, l-am produs. Am primit roșii, două tipuri de roșii de la Matca. Având magazinul, am umblat în țară și roșii Marbella am avut și în consoi, nu știu exact numele. Deci de la producătorii de roșii din Matca. Lângă Galați. Da, de lângă Tecuci. Deci ați început o colaborare și da, între noi ardelenii și cei, da, din și sud chiar care... Efectiv am încercat să vedem dacă soiul lor merge aici și a mers foarte bine. Deci am rămas uimit ce frumos s-au dezvoltat. Deci să le spunem telespectatorilor că avantajul mare pe care l-aveți noastră a fost că ați produs și anul trecut, dar ați valorificat noastră producția. Da. N-ați vândut-o la alții să vă valorifice nu, pe piață. Noi am. Deci eu am un magazin în Dej și comercializez și vând și produse doar de producție proprie. Domnul Filop, acum dacă, în cazul e mare, nu trebuie să disperați, dar făcând un calcul anul trecut cu producția de legume,
v-ați închis cu un pic de plus sau pe zero sau pe minus? Cu plus total n-am putut să mă închid pentru că investiția a fost mare, dar am recuperat. Am recuperat din investiție în jur de 40% din investiția de solari și ce am făcut și cu muncile câmpului, cu toate. Și v-ați dotat și materia cu anumite utilaje. Da, dar total nu putem și anul ăsta efectiv mi-a dat daună ce nu o să pot recupera acum. Deci nu știu când o să recuperez. Sper că pot salva cultura de cartofi. Am în două locuri. Am 40 de ari și 40 de ari de cartofi care sper să-i pot recupera. Anul trecut am făcut o producție, am scos o producție de peste 35 de tone de cartofi la hectar. Da, cu este o producție bună. Lady. Fenomenal, fenomenal. Și anul trecut a fost un an agricol foarte bun pentru legume. Da. Dar am avut elită de cartofi. La 12 tone de cartofi n-am avut sămânță 800 de kilograme, restul doar de consum. E bun, deci... De mare. Și acum o să vă demonstrez unde sunt și cartofii și anul ăsta deja cartofii erau fenomenal, fenomenal. Cu îngrășământ natural, cu oi și cu tratamentele naturale. A stârlit cu oile sau pus gunoi de oaie? Stârlit. Stârlit cu oile, da. Urea face mai mult decât efectiv bălegarul. E bun. Fenomenal. Domnul de Filo, 2 ani da. Cu așa ceva încerc să-mi fac patul pentru cartofi și îmi dă randament foarte mare, foarte mare și foarte bun. Deci cartofii, să știți că din cauza precipitațiilor a fost un an până acum pentru cartofi excepțional. Da, depinde da, acum da, cum va fi timpul să nu se îmbolnăvească, trebuie neapărat urmăriți tratamente și, stimați respectatori, cel mai bun tratament care se poate face la cartofi la ora aceasta pentru combaterea manei, pentru prevenirea manei, vă recomand curzeitul Manox. Este un fungicid sistemic, intră în plantă și creează rezistență. Dacă a apărut deja atacul de mană, vă recomand Ditanul sau Championul. Sunt substanțe cuprice care imediat stopează boala. Dar este foarte bine să dați și cu un fungicid care stopează boala de contact și cu un fungicid care intră în plantă sistemic. La fel și pentru tomate, la fel și pentru vinete. Ce culturi mai aveți în câmp? În afară de cartofi. Mai am în jur de 4.000 de fire de gogoșar, care nu știu cât au rămas, vinete puține. Nu pot să vă duc la toate locurile unde am. Am aproape un hectar de cartofi, am avut ceapă, avem grâu, avem porumb, am fasole, timpurie. Da. Domnul Filop, din ce ați bătut meleagurile lumii, ați venit în țară, v-ați apucat să faceți agricultură, felicitări. Nu sunteți singurul din zonă, mai ales de pe Valea Someșului, care a avut curajul ăsta și vă felicit. Sper totuși să treceți și peste acest năgaz cu bine, pentru că suntem tineri toți și mai ales noastră sunteți tineri și o să trecem peste ele. Nu putem, dar mă consolez tot timpul și am zis că nu trebuie să renunțăm niciodată în viață, mergem înainte. Orice se întâmplă. Stimați telespectatori, o să mergem să mai vedem câteva culturi care să vedem dacă o să-și mai revină sau nu. Stimați telespectatori, așa după cum ați putut vedea în acest mic reportaj, natura s-a dezlănțuit și puterea ei este extraordinar de mare. Dar totuși și noi ca oameni, ca și agricultori, putem să mai evităm asemenea lucruri, putem să le facem ca pierderile să fie cât mai mici. Dar, în primul și în primul rând, trebuie să facem și noi exact cum fac nemții. După ce măsoară de 20 de ori, după aia taie. Și aș vrea să mă justific în ceea ce am zis. Și vreau, în primul și în primul rând, să puntez câteva aspecte. 1. În primul și în primul rând, ați văzut și noastră acele solarii, au fost făcute sigur după priceperea lui Ioji, domnule, sigur acestea rezistă, sigur că nu se răstornă. Dar ați văzut și noastră, n-a ținut cont de unde vine vântul. Puterea vântului de unde? Vine dinspre Bistrița, acolo suntem chiar la granița județului Cluj cu Bistrița. Vine din partea dreaptă, vine din partea stângă, vine din spate, vine din față. Deci, în primul și în primul rând, trebuia un pic gândită poziționarea solarilor, chiar dacă nu se făcea
pe o expoziție în așa fel încât plantele să nu se umbrească. Așa e cel mai bine să vă spun, că așa înțelegeți și noastră. 2. În momentul acele solarii erau în construcție. Acum două erau învălite și au avut, bineînțeles, culturi în ele. Al treilea acum era terminat și aștepta să-l învălească pentru a produce culturi protejate în solar. Deși este cam târziu solarul, dar după cum vedem noi că merge anul acesta agricol, am impresia că cei care vor face culturile gumicole în spații protejate vor avea mare noroc, pentru că vor reuși să-și valorifice producția la niște prețuri chiar foarte bune. Deci, al doilea punct. Cum sunt orientate solarele? Am zis. Al doilea ar fi sursa de apă. Acolo unde acest fermier și-a amplasat solarile, cândva, și nu de mult, era un izvor care curgea în continuu. Dar, datorită unor lucrări care s-au făcut în zonă, datorită unei mici fabrici de carne de porc, putem să zicem, o crescătorie ultramodernă de carne de porc cu proiect european, sper să vă pot prezenta și noastră, dacă să fie de acord patronii de acolo, administratorii, pentru că nu le tare place să se filmeze, nu știu de ce. Apa care venea din izvor și apele din izvoarele de coastă de acolo, din dealul ăla, că acolo deasupra este un deal, au fost captate. Și s-a trezit acest mic fermier, pot să zic așa, că nu mai are apă. Deși sistemul de irigare este prin picurare, la fiecare plantă ați putut observa, și noi n-am vorbit în reportaj de așa ceva, dar se observa, sistemul de irigare este prin picurare. Este o treabă formidabilă, face atât economie de apă, cât și eviți apariția unor boli, mai ales a unor boli și, de ce nu, și a unor dăunători. Apă nu are. Transportă apa cu mașina. Nu știu, vă dați seama cam la cât se ridică, cu cât ridică și acestea prețul de cost al produselor. Și în al treilea rând, tot la fel de important ca și primele două, trebuie avut mare atenție de structura culturilor pe care o cultivăm în solar. Foarte bine a făcut, a avut salată, a avut ridic, încet, încet, ați văzut, mai avea ceva urme de salată, încet, încet a golit solariile cu condiția să le planteze cu castraveți, probabil cu roșii, și după cum am văzut, cu roșii în mod precis. Sistemul de cultură a roșilor a fost bine ales, bine ales. Deja roșiile erau la nivelul 2, da, inflorescențe, după cum i-a zis fermierul, erau roșii cu creștere determinată, la etajul 8 se oprește creșterea, nu știu, probabil așa i-au spus și lui alții. Vedeți și noastră o treabă foarte bună. Au început colaborările între noi, cei din Transilvania, și cei din zona Galațului cu legume. Deși cu sămânță de legume, cu răsaduri, deși să știți că și acum să fim cinstiți, soarele în Galați strălucește mai mult decât la noi în Transilvania, mai ales decât în unele zone din Transilvania. Străluce mai mult, acolo se pretează alți hibrizi, alte soiuri. Dar noi încercăm, a încercat, ați văzut. Fermierul a încercat anul trecut, i-a mers foarte bine. Îl cunosc de acum 3 ani de când a început să se ocupe cu legumicultură. Domnule, o treabă extraordinară, că totuși, ați văzut dumneavoastră, lucrând în străinătate, lucrând și în alte părți, a revenit să lucreze în agricultură. Și cum a zis și el, nu se va recunoaște niciodată, dar agricultura, mai ales legumicultura, anul trecut au fost producții mari. Acum 2 ani, iar nu poți face averi din legumicultură la suprafețele pe care le cultivăm noi aici în zonă, dar se poate trăi. Și se poate trăi chiar bine. Anul trecut prețurile legumelor, ați văzut noastră cum au fost, o abundență de legume. Și agricultura zice că salvează România. Da, într-adevăr, cu producția agricolă care a fost anul trecut, s-a contribuit în foarte mai mare măsură la PIB. Dar, anul acesta, deși vedeți noastre ploile care sunt în ultima perioadă, ne-au ajutat mult pe un segment al agriculturii, dar alt segment al agriculturii, să știți că a fost destul de încurcat. Ce merge foarte bine?
Toate rădăcinoasele au mers până acum perfect. Apă multă le place, temperatura n-a fost ridicată, asta le place. Au mers foarte bine, ați văzut noastră și la noastră, vedeți, în grădini, cartofi. Mare atenție, mare atenție. În a doua parte a emisiunii o să discut un pic despre bolile care, să știți că apar acum dacă se oprește acest val de ploi. Vine căldura, o să apară foarte, foarte multe boli și în 2-3 zile, să știți, că risca să pierdeți culturile de cartofi, culturile de fasole. Și acum să vă spun un necaz care a fost foarte mare, tot la noi în județ, în zona Câmpiei Turzii, un fermier cu pe o suprafață de 50 de hectare a cultivat sfeclă de zahăr după aplicând ultima tehnologie și după potopul care a fost în data de 5 spre 6, pe terenul respectiv nu se mai vedeau nici urme de sfeclă. Așa au bătut gheața, încât nu a rămas absolut nimic. Deși vedeți noastră și gheața bate în fuioare, aici bate, acolo nu bate, dar aceste probleme, noi nu le putem evita România încă. Dar să știți că sunt soluții, mai în zona Prahova, după cum ați văzut și noastră și ați auzit, sunt anumite rachete care se lansează și sparg norii aceștia care sunt foarte fioroși, dar totuși pânza de aer este rece. Mă rog, se evită să sparge gheața mărunt, mărunt, mărunt ca să nu fie, să poată dăuna. Dar după o scurtă pauză publicitară, revenim. Estimați telespectatori, când vrem să facem ceva, trebuie să o și gândim bine și după aia să o facem. Că uitați noastră, am făcut acolo un câmp deschis, vijelia n-a avut nicio preliște și a distrus 100% un solar. Deci trebuie să vedem și cu ce materiale îl facem, și unde îl amplasăm, și ce punem în el, și dacă avem sursă de apă. Deci toate acestea se leagă la oaltă. Despre cultura de tomate pe care am văzut acolo, se prezenta, bine, acum erau culcate plante. A fost o cultură de tomate destul de reușită, chiar poate foarte reușită, în data de 5, 6, 7 iunie să ai 2-3 etaje deja înflorite și primele gogonele pornite. Un pic este cam târziu în solar, dar ținând cont de faptul că a avut alte plante pe care le-a valorificat, cultura respectivă, probabil sunt roșii mai tardive, se întinde pe o perioadă mai lungă, nu știu. Deci, este foarte bine, estimații agricultori. Și după cum v-am mai spus și vă recomand, întotdeauna, indiferent de comună, este un inginer agronom. Inginerul agronom vă poate da sfaturi, zic eu, sfaturi utile, de care noastră, dacă o să țineți cont, probabil că o să ajungeți, nu o să mai aveți asemenea probleme. O altă problemă care am vrut să o ridic, să știți, și am ridicat-o și la fermierul nostru, care a fost în imagine, noi nu asigurăm culturile. Deși dânsa, domnule, am vrut să o asigur, nu, domnule. Când faci o investiție, într-adevăr, metru pătrat de solar este destul de scump. Dacă este făcut după stas, este foarte scump. Dacă este făcut așa cum putem, unii, vedeți, noastră, dânsul a făcut cu schelet metalic, alții fac cu schelet de lemn. Este foarte bine. Bine, cu scheletul metalic i-a dat înălțimea respectivă, cu scheletul de lemn probabil tot la fel puțea, deși a prins și aici arcele în beton datorită vijeliei, efectiv le-au scos, le-a îndoit și a rupt aproape toate punctele de susținere a arcelor. Dar sârmă îndoită, ruptă, praf făcută, de parcă ar fi tăiat-o cu un clește. Dar asta este furia naturii și trebuie să fim pregătiți întotdeauna. Și ca să fim pregătiți și să avem grijă de bănuții noștri, n-ar fi rău, stimați agricultori, stimați telespectatori, să faceți asigurarea culturilor. Timpul a fost relativ foarte scurt între pregătirea emisiunii și până ce am intrat cu noastră pe post, dar sper să găsesc înțelegere din partea unor asigurători, că aici, avem și aici în zonă foarte multe societăți comerciale de asigurări și sper să reușesc să vină un domn de la asigurări, un inspector de la asigurări, ca să vă prezinte și dumneavoastră, măcar dacă anul acesta este pierdut,
din punct de vedere asigurării. Poate că pentru anul viitor s-au mai gândit câțiva să mai facă și asigurări la culturi, la asemenea construcții și, de ce nu, și la animale. Să știți că și animalele trebuie asigurate. Cei care au avut anumite probleme, le-au lovit trenul animalele, le-au mâncat lupul, s-au speriat, s-au asfixiat, au căzut în diferite, au căzut în prăpaste, cum a fost și la Cuieștea cu câțiva ani. Dacă animalele sunt asigurate, totuși, se despăgubește o bună parte din, depinde de asigurarea pe care o faceți, din valoarea animalului. Și asta vă ajută mult. Și mai ales în agricultură, dacă lăsăm totul numai la dispoziția naturii și noi nu ne asigurăm deloc, uitați-vă ce se poate întâmpla. Efectiv, poți să dai faliment în câteva minute. A venit vântul, vijelia, ți-a rupt solarul. Ați văzut și noastră și în zona Dejului și chiar în Dej, acele serii de producție care făceau flori azi iarnă datorită căderilor de zăpadă s-au răsturnat. N-a fost posibilitate să le încălzească până ce să se topească stratul de zăpadă, s-au răsturnat și să nu mai vorbim câte și câte și câte alte asemenea construcții, că nu sunt construcții noi, serele la noi în țară, pentru că construcții noi de serie nu se mai prea fac, se răsturnă, solarii răsturnate. Am fost, să știți, acum ceva timp la Oradea și pe lângă drum sunt încă solarii afectate de căderile de zăpadă din iarna care a trecut, răsturnate, nimeni, probabil oamenii s-au descurajat și n-au mai reînceput activitatea. Dar pentru că am zis, este, da, am mers, am filmat, ați văzut și noastră cum se prezintă cultura, eu zic că este foarte important și este foarte util pentru noastră ca să știți totuși ce mai puteți face, ce mai puteți salva. Roșiile respective, să știți că le-am căutat, unele erau rupte de la pământ, altele nu. Cele care erau rupte erau culcate într-adevăr, care nu sunt rupte, specific încă o dată. Se ridică, se face un bilon de pământ mai mărișor ca să-l susțină, pentru că sistemul de susținere era distrus, eventual se bată câțiva țăruși pentru a o susține provizoriu, dar este foarte greu, să știți, pentru fermerul respectiv să elibereze terenul de resturile solarului. Având noastră acolo sunt și fierele, coamele, sunt și arcurile, toate sunt acolo, alandala cu sârme încurcate, cu folie, dar cu multă atenție se poate degaja solarul respectiv încercând să mai protejeze plantele. Deci, planta respectivă se bilonează un bilon mai mare, îi se dă apă, cantitate mare, pentru că în solar apa este dirijată, probabil apă să aducă cu mașina ca să-i dea cantitate mai mare de apă și este foarte important, domnilor, stimații agricultori, dacă faceți o fertilizare suplimentară, ori faceți o fertilizare suplimentară la rădăcinuță și ar fi foarte bine și foarte indicat să puneți și 0,1% topsin, o soluție de topsin 0,1%, cam 500-600, un jumătate de litru la fiecare plantă, pentru că acum planta este stresată. Deci un cuvânt care probabil la mulți ne-ar apărea zâmbetul, dar fiind săraca culcată pe pământ, stând acolo o zi, două, mare lucru că încă era verde. Deci hai să o ajutăm să-și revină. Deci facem un tratament cu momușuroim, îi dăm apă, îi dăm un pic de îngrășământ chimic pe bază de azot, îngrășământ la colet, la rădăcină, și este foarte important să faceți un tratament și cu topsin 0,1%, 0,5-0,6 litri soluție pe plantă. Se face la plantă. Și sigur, 80%, eu dau garanție, 80-90%, 100% chiar că plantele își revin. Pentru că plantele respective nu aveau niciun fel de boală pe ele. Ce vreau să vă spun? Datorită nebulozității foarte accentuate, vedem noastră că numai acum de două zile au început să iasă soarele și la noi, datorită umidității atmosferice, datorită diferenței de temperatură zi-noapte. Este foarte greu și vedeți și noastră că au apărut o serie de boli, abia stăpâniți bolile în culturile protejate, în solarii. Trebuie foarte, foarte des să urmăriți, a apărut mană și dacă ar apare mana asta se combate, să știți, destul de ușor. Dar apar mozaicurile,
care nu se pot combate. Apare mozaicul tutunului, de nu mozaicul pătarea unghiulară la castravete. Nu, apar mozaicurile care nu se pot trata. Deci se mai opresc, dar nu au, avem șanse să le tratăm. Trebuia tratată sămânța, probabil, atunci cu 1 la 1 lapte, v-am spus în emisiunea trecută, apă, 100 de grame de lapte, 100 de grame de apă, să lăsa de seara până dimineața sămânța în lapte și tratată bio. Și după cum spun unii care au făcut lucrul acesta, nu l-am făcut, n-are rost să mi niciodată, atacul de mozaic se reduce foarte, foarte mult. Dar, în primul rând, mozaicul apare datorită acestor diferențe de temperatură, nebulozității și umidității atmosferice. De aceea, este foarte bine, în orice moment al zilei, când este posibil și nu bate vântul, să este soare, automat să dați drumul la aer, să intre în solar, să aerisiți solarele respective. Acum, dumneavoastră, sunt solarii care se pot aerisi și în partea de sus și în partea de jos. N-are importanță unde și cum, este foarte, foarte important să îl aerisiți pentru a evita apariția unor focare de boli care le putem combate foarte greu sau pe care nu le putem combate. Este foarte important să nu avem vectori, adică să nu avem niciun fel de insect în solar. De ce? Aceste insecte sunt purtătoare de boli. De aceea, să încercăm prin anumite insecticide care au efecte foarte bune, nu au efect remanent în plantă și mai ales în fructă, fructele sunt mici, dar mă refer și la castraveți. Bineînțeles, nu o să stropesc astăzi castravetele cu calipso sau cu actare și mâine recoltez și îl mănânc. Deși dacă se spală bine, oricum coaja se curăță, nu are efect. Trebuie lăsat o perioadă de câteva zile, 3, 4, 5 zile, dar oricum coaja se curăță și nu va fi nicio problemă pentru intoxicarea organismului uman. Dar este foarte bine să omorâți toți păduchii, toți păianjenii. Ce a apărut în ultimul timp, ce îi place la păianjen, umiditatea și timpul rece. Apare păianjenul. Mai ales pe culturile de vinete, să știți că a apărut, dar se combate cu demitan, cu neuron, cu nisorun, pe culturile de ardei. Pe culturile de vinete apar pe partea superioară a frunzei niște pete. Pete mici, gâlbui la început, după aia întorceți planta și observați pe frunza și observați pe dosul ei niște puncte chiar foarte, foarte mici, portocalii. Acela este păianjenul galicol. La ardei, vedeți că frunza începe să se încrețească. Dacă nu este pădute, același efect are și atacul păduchelii asupra frunzei, frunza se îngrezește, întoarceți-o păduc și vedeți, dacă îți păduc, dați cu un insecticid, un decis, un mospilan, un regent, un calipso, o actara. Dacă este păianjen, este foarte bine să-l tratați cu demitan, nisorun, neoron, mitac, sunt o grămadă de acaricide apărute în ultimul timp. Eu vă recomand demitanul, care este mai puțin toxic pentru organismul uman, nu are nicio remanență. Trebuie repetat dacă aveți păianjen de ăsta galicol, pentru că acest păianjen e norocit, are o crustă pe spate care foarte greu intră soluția să-l omoare. Trebuie repetat tratamentul la 3-4 zile și scăpați de el. La fel vedeți și la, acum tot vorbim de păianjen, viile sunt atacate mai ales de păianjen. Dar la vie apare o bășicuță, pe dosul frunzei apare un puf alb, acolo este păianjenul, trebuie neapărat tratat. Faceți un tratament cu demitan, unul cu neuron, unul cu nisorun, pentru că să-l prindeți în toate fazele ca să dispară. Și pentru că tot am vorbit acum despre, am amintit așa în trecere despre vița de vie, până la pauză vreau să vă spun câteva cuvinte de pomii fructiferi. Ați văzut până acum toate frunzele merilor, perilor au fost sănătoase. Au apărut anumite vârfuri care s-au brunificat, s-au răsucit, s-au uscat, care efect al moniliozei sau ca efect al surii bacteriene. Dar nu vă faceți probleme. Acum au început să apară problemele. În mare masă frunzele au început să se păteze la început, a zis noastră, niște pete micuțe maroni. Aceste pete se extind și la un moment dat frunza cade jos. A apărut rapănul. Rapănul la măr, rapănul la păr. La prun,
Uitați-vă și noastră, au apărut niște beșicuțe roșii. Pe caiși idem. Deci la Sâmburoase a apărut un fel de bășicare a frunzelor, la Sâmburoase un fel de bășicare, la Semințoase, deci la măr, la păr, la gutui, apare rapănul și spre vârful lăstarilor parcă este un puf alb. Aceasta se numește făinare. Dar se combate destul de ușor. Dar să prindeți momentul. Acum, între ploi, nu prea avem speranță, că la noi o plouat până ieri, până la altă, o plouat în fiecare zi, n-ai putut să faci tratamentul. Dar, dacă ne lasă vremea, trebuie automat să intrați cu un tratament, mai ales pentru cei care vă place să aveți un pom sănătos în curte și să arate bine și fructele să fie de calitate, deși nu știu ce o să fie cu calitatea, pentru că această grindină care a bătut în data de 5 a lovit fructele, a rupt frunzele, a rupt lăstarii, la Visa de Vior rupt lăstarii cu struguri, la pomii fructiferi a ciuruit frunzele, la măr, la păr, mai ales prunul a fost foarte afectat, pentru că prunul are o frunză care imediat dacă o lovești să sfarmă toată. Uitați-vă și dumneavoastră, dar sigur v-aș uita pe grădinuță, trebuie să facem un tratament. Cei care nu l-au făcut, știți dumneavoastră, cu o substanță cuprică sau cu o substanță care de contact. De exemplu, aș face un tratament cu ditein. Diteinul este 0,2%, este o substanță de contact, a stropit, imediat atacă rapănul. Sau este rubiganul, care este foarte bun pentru mană, pentru rapăn, mană, făinare. Sunt substanțele pe bază de cupru, curzeturi, domilul, toate sunt foarte bune, championul. Sunt substanțe atât de contact cât și care intră în plantă și fac o protecție a plântuțelor și a pomilor fructifer, la viței de vie. Este dureros pentru că vedeți și noastră la vița de vie, cel puțin la mine, aici pe zona noastră, a rupt lăstarii cu strugurii cu tot. Acum strugurii sunt exact în faza floarea, via înflorește. Și ciorchinii a rupt lăstarii de vârf pentru că a fost o grindină extraordinar de mare. Pe lângă toate, despre toate câte mai vreau să vă spun după o scurtă pauză publicitară. Stimați telespectatori, așa după cum ați văzut și noastră, avem noroc că un fermier s-a întors, un cetățean, practic, un român s-a întors înapoi la obârșie și încearcă să facă ceva, să-și mențină existența și să-și întrețină familia lucrând și cultivând pământul. Dânsul s-a apucat, să știți că are o livadă de măr și păr, dar în primul și în primul rând se ocupă de legumicultură pentru că i-a dat satisfacții mai mari și anul trecut și acum 2 ani. Dar îl încurajăm să nu se sperie, se întâmplă, se poate întâmpla oricând, s-au întâmplat fapte și mai grave la alții, la unii la alții și totuși au rezistat. Așa că îi dăm o sfat la domnul Iorgi să mai consulte și el din când în când câte un specialist de ăsta în agricultură, înainte să facă o minune. Au ascultat, au făcut, dar ce să faci, cu natura nu te poți spune. Dar, stimați telespectatori, pe lângă acest solar pe care noastră am încercat să vi-l prezint, natura s-a dezlănțuit și în altă parte, tot pe Valea Someșului. Rog regia, dacă este pregătită, să dea filmulețul. Stimați telespectatori, aici suntem tot în Valea Luncii, la marginea județului Cluj cu județul, în vecinătatea județului Bistrița. Vreau să vedeți ce a făcut aici gheața cu porumbul. Porumbul este practic la 5-6 frunze și a fost efectiv franjurat complet, dar cei care mai aveți asemenea probleme să nu disperați. Porumbul este o plantă cu o putere foarte mare de regenerare și acest porumb își va reveni în mod sigur, dacă nu va mai veni încă o furtună. Nu este ruptă planta, este franjurată frunza și datorită puterii lui de regenerare, încă o dată vă spun, își va da drumul. Acum necesită un pic de căldură, acum după 3-4 săptămâni de ploaie, da, ne dă Dumnezeu și un pic de vreme bună, căldură îi trebuie.
Și ca să vă convinc de acest lucru, poate peste vreo 2-3 săptămâni, dacă ne va permite timpul și sper să se îndrepte și vremea, o să vin să vedeți cum își revine porumbul. Deci acum într-o fază că vine să plângi, mai ales că toate lucrurile au fost scumpe. Lucrurile de arat, lucrurile de pregătire a patului germinativ, sămânța, îngrășământul, ierbicidul. Aici se vede că a fost o cultură de porumb ierbicidată. Buriana încă n-a apucat să iasă, dar să știți că indiferent ce ierbicid am folosit, datorită acestor mari cantități de ploi care au fost și ploi în fiecare zi, efectiv ierbicidele își pierd efectul, le vighează în profuzimea solului, pleacă din stratul coloidal, acolo unde este marea masă a burienilor. Vreau să vă arăt și o cultură de ceapă, ce s-a întâmplat după furtuna care a fost. Stimați telespectatori, suntem tot aici pe frumoasa Valea Someșului, care ne dă de multe ori satisfacții mari, la un legumicultor mare, se ocupă cu legume de câțiva ani și a avut numai și numai satisfacții profesionale, dar anul acesta, marți, l-a lovit și pe dânsul această vijelie și această rupere de nor care a fost la noi în zonă. Aici este o cultură de ceapă. Domnul fermier, în primul rând, vă rog să vă prezentați, să vă cunoască lumea. Mă numesc Seche Andrei, locuiesc în Valea Lunții, numărul 10, comuna Mica. Domnul Adi, aici cum ai pus ceapă? Ai pus arpagică sau ai pus răsadică? Arpagică am pus, domnul inginer. Cam la ce valoare se ridică până acum cheltuiala cu această ceapă? Păi cam la 2000 de lei până acum, înțelegeți, lei noi. Au fost 200 kg de arpagică, ala e 2000 de lei ala, lucrul nici nu mai socotește. Îmi place că și noastră, ca și Iogi, cam atâta, dar munca noastră. Nu, și alte cheltuieli care sunt mai mărunte, dar care adunate, să știți, că pic cu pic, să știți că se face valul mare. Mai ales aici, în legumicultură, nu le băgați în seamă. Destimați telespectatori, vreau să vă arăt cum arată ceapa. Când am venit acum, noastră dădea cu atomizorul. Ce faceți? Ce tratament faceți? Da, păi, îi dau un merpan, un cicatrizant care sperăm să-l mai ajute să mai evolueze, dacă aș fi ceva, dacă noi datoria ne-o facem, apoi de acolo încolo-i treaba domnului Ceașei. Domni, stimați telespectatori, în primul și în primul rând, domnul Adi, probabil că faceți bine, probabil că faceți rău. Eu ca inginer, în primul și în primul rând vă întreb, a spus aracit în soluție? Da. Am pus altceva mai bun, iufilm de ala ce a făcut acum. Nu știu care este, sau călbând albușul de ou, sau aracel, sau probabil că a apărut acum tot felul de substanță care lipesc soluția de plantă. Dați cu merpan, am înțeles. Da, conține captan care cicatrizează, așa scrie pe... N-ați mai dat până acum, nu l-ați folosit? Merpanul nu, și eu l-am... De pe internet l-am scos să văd ce mai... Bun, stimați telespectatori, eu vă recomand, domnul Adi vă recomandă ce a văzut dânsul acolo și probabil cu cine a mai discutat, dar eu vă recomand curzeitul Manox și obligatoriu să puneți aracet. Dacă nu puneți aracet la frunza, la legumele cu frunză lucioasă, faceți tratamentul pe degeaba. Păcat, deci domnul Adi, această ceapă, după părerea mea, eu în toată cariera mea de 30 de ani de agricultură, n-am avut o piatră care să zdrobească ceapa în halul ăsta. Deci, dar eu zic că dacă timpul ne ajută și vă ajută pe noastră, în primul rând, să mai fie ploi, dacă îi faceți acum un tratament și o să aibă efect, rădăcina ceapa e foarte sănătoasă, rădăcina e bună, s-ar putea să aveți noroc să își revină cultura măcar parțial. Bun, ce în cazul vă mai pricinuit? Da, păi domnul inginer, mai mare năcaș ce trebuie, că aici încă nici nu-i tare. Asta e la cultura de ceapă. Dincolo am 13.000 de fire de gogoșari. Și acolo sunt probleme. E praf. Mai încolo 25 de ani de morcovi. Aici aia pătrunjel. Jos am un hectar de cartofi, acolo și mai tare, că acolo bătut mai tare. Zona aia lângă Someș cum. Și acum, domnul Adi, o întrebare care am pus-o și la domnul Iogi, colegul nostru de suferință, colegul nostru de legumicultură. Ați asigurat culturile? Ați avut ideea măcar să încercați să vedeți cam cât e asigurare la culturile de legume? Domnul inginer, atât ați de lecuit de asigurările din țara asta de păstie cap.
Că mi-a ieșit, am 3 ani, valea, mi-a intrat în curte, am avut asigurare de locuință, dat de, zice, mă asigur mașina, ați asigur și locuința și pe 6 luni. M-am dus acolo, m-a notat frumos, zice, nu sunteți singurul. Atunci a fost și pe Valea Cășeiul, nu știu pe unde alte inundații. M-am dus la primărie, da, vine ajutor de la Cluj, nu știu, 700 de euro de familie, tot a venit până în ziua de azi. Mare problemă, așa cum au zis toți legumicultorii și nu numai din această zonă a Văii Someșului, este problema asigurărilor. Domnul Iogi nu și-a asigurat cultura, domnul Adi nu și-a asigurat cultura, dar să știți că de multe ori și o asigurare face mult, face mult. Probabil, avem noastră dreptate, dar acum au apărut foarte multe firme de asigurări din astea private și s-ar putea, domnul Adi, interesați-vă, zic eu, că uitați-vă la o pagubă așa de mare, totuși cât de cât munca noastră să fie cât de cât un picuț compensată prin asigurări. Vă cred, domnul inginer, ce zice, dar în primul rând nu suntem îndrumați, nu suntem informați, noi nu avem vreme să umblăm, să ne interesăm, știți cum e. Dacă ai avea pe cineva să-ți spună, să-ți ție o oră, două, pe lună, pe trimestru, măi, oamenii, așa se face, să ne... Dar păi dacă nu suntem informați, știți cum e. Să ne îndrume, nimeni nu se interesează. Domnule Ioșca, domnul Adi, acum pentru că suntem în plină campanie electorală, stimați telespectatori. Eu, viitorilor primari, ca și specialist, om cu totuși cu un pic de experiență, că 30 de ani de experiență în agricultură, nu e de aici, de acolo, le dau un sfat viitorilor primari, nu dau nume, le dau un sfat viitorilor primari, mai ales la cei care sunt, știu că în comunele lor, în satele lor, se practică agricultura și toate comunele din România au agricultură, legumicultură, să facă bine, să lasă proiectele de altă natură, de făcut parcuri la marginea pădurilor, cum am văzut și noastră la foarte multe emisiuni, și să se apropie de acești agricultori, pentru că sunt singura șansă, agricultorii, agricultura, de a scoate cumva România din necazurile care sunt. Domnul inginer Pop, pentru că noastră e foarte simplu să vorbiți din casă, vă invit aici în fața telespectatorilor să ne dați și noastre câteva idei, vă rog frumos să vedeți încoace, că sunteți ingineri și noastră aveți aceeași, să știți stimați telespectatori, că domnul inginer Pop Dorel este exact contingentul meu, domnul inginer. În primul rând să nu zică telespectatorii, te rog frumos să te prezint. Sunt inginerul Pop Dorel, ce să mai zic? Domnul inginer, noi râdem, băi, nu-i vorba de politică, noi nu facem politică. După părerea noastră, noi facem agricultură. După părerea noastră, ce ar trebui, cu ce ar trebui oamenii aceștia ajutați? Ca și inginer? Subvenții să aibă acces la banii europeni. Mai avem încă 2 ani de acces la fonduri europene. Dacă nu ne mișcăm acum, pierdem și această șansa noastră la bani europeni. Trebuie asigurată apa să fie la capătul tarlalei. Atât, că restul știe ce să facă. Domnul inginer, da, aveți mare dreptate, dar la măsurile astea 141, care acum sunt în derulare proiectele pentru măsura 141, 112, atâta s-a mărit birocrația și atâtea condiții noi cer, încât foarte, foarte multă lume, să știți, că renunță. Eu fiind la birou agricol, acolo la primărie, văd exact ceea ce se întâmplă. Și dacă toți suntem aici, domnul inginer, și știu că noastră sunteți, lucrați la mediu, la primărie, o să vă pun la sfârșit o întrebare. Stimați telespectatori, aici lucrează familie. Domnul Ioji lucrează cu familia, domnul Adi lucrează cu familia, soția, copilul, toți sunt, de fapt, domnul Adi. Hai să dăm cărțile pe față. Singura sursă de existență pentru familia noastră este această agricultură. Da, mai creștem porci, mai facem ce putem. Și asta se numește agricultură, nu industrie. Da. Deci, ne-am apucat cu curaj, da? Când domnul te bate, pentru ce nu te poți feri. Stimați telespectatori, n-am făcut aceste reportaje cu scopul de a mai răsuci vorba cea cu cuțitul în rană, pentru că știu că foarte mulți dintre noastre ați avut probleme mari, chiar foarte mari, cum au fost și acești fermieri din zona Someșului, de pe Valea Someșului, de multe ori pe aceștia îi puteți vedea în piață, vânzând. Își vând produsele.
acest ultimul își vinde numai produsele lui, să știți, ceea ce produce. Și spre satisfacția mea, în primul și în primul rând, vă spun ca și o părere personală, sunt foarte bucuros că și acest mic fermier, Adi, s-a întors la alte activități, a văzut că nu merge, s-a întors la țară, lucrează pământul și își poate întreține familia. Pentru că, încă o dată repet, una din obiectivele principale ale domnului președinte Traian Băsescu, propus, pre-al face, când a fost ales și cu care ne-a aburit, am curajul să spun acest lucru și deși poate sunt un pic cam acru și poate n-aș avea dreptul să-l spun acest lucru, a fost că va dezvolta zonele rurale. Se va implica statul român în viața satelor, va face mici întreprinderi, ceva să se dezvolte pentru a crea locuri de muncă. Dar așa cum ați văzut, stimați telespectatori, atât aici, pe Valea Someșului, în partea chiar de pe malul Someșului, cât și în unele comune, cum a fost Ungurașul, unde am făcut filmări, Bobâlna, Cășeiu, Chiuieștiu, toată lumea a așteptat. Singura sursă de venit a marea majorității celor care trăiesc la țară este agricultura. Crește o văcuță, crește două, un porc, o găină, face un ou, vinde la piață, legume, fructe, mă rog, în funcție de zonă, că nu vom accepta ca cel de la Chiuiești sau de la Rugășești sau din zona Strâmbului să vină cu legume la piață. Merg cei din zona Dejului cu legume la piață, ei vin cu produse animaliere, în sfârșit, încet, încet, și totuși, încet, încet, s-au dezvoltat câteva ferme destul de mari, dar despre toate acestea am vorbit și vom vorbi și în alte emisiuni. Și acum, pentru că tot am zis că vreau să vă ajut și de ce am făcut aceste reportaje, vreau să vă ajut să vedeți și dumneavoastră ce s-a întâmplat aici. Cultură de ceapă făcută praf. Fermierul respectiv făcea un tratament cu merpan, eu i-am recomandat și alte substanțe. Este foarte bine să știți să cumpărați substanțe care sunt la noi cu denumiri românești, le putem pricepe care este traducerea în limba română, deja vă aduce substanțe din alte părți. Fără să mă feresc, din Ungaria, din Polonia, din Cehia, nu știu ce sunt. Nu pricep limba și nu vă pot da niciun sfat. Dar sunt la noi destule substanțe care vă ajută pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. La cultura respectivă de ceapă, ați văzut și noastră, făcea un tratament să cumva să cicatrizeze rana. Într-adevăr, miezul nu era rupt, dar ce se va alege din cultură, nu știu. N-am avut niciodată în atâția ani de meserie ghinionul să prind o asemenea piatră. A prins piatră pe anumite culturi de grâbă, porumb și acum, cu porumbul, de exemplu. Porumbul, cultura de porumb, care era, ați văzut-o și noastră, toate frunzele erau franjuri. Este foarte important că nu era plântuța ruptă. Mijlocul, miezul, să știți că era bun. Deci plântuța respectivă își va reveni. Porumbul își revine. Mai ales că ați cheltuit odată 5 milioane la arat, 5 milioane la pregătit cu discul, 2 milioane jumate. Adunate sămânțe, îngrășăminte, tot ați ajuns aproape undeva la 20 de milioane la hectar cheltuiți până acum. Dacă îl ajutați și porumbul ăsta cu un pic de îngrășământ chimic, nu cu mult azot ca să întindeți vegetația, un pic de îngrășământ chimic cu azot, doar o cantitate mai mică, în jur la 150 de kg la hectar, și îi veți face o prașilă ca să rupeți crusta aia, care să știți că dacă se face vreme bună, are o crustă de 5-6 cm care îl strânge. Porumbul o să-și dea drumul, cultura o să-și devină. Am văzut culturile de legume care mai avea acolo ceapă, pătrunjel, morcov, nicio problemă, acele culturi își revin. Important este să încercăm să le ținem cât de cât curate. Și acum, pentru că foarte multă lume m-a sunat cu tot felul de probleme în care apar în pomicultură, în legumicultură, eu zic, îmi permit să vă mai dau, să le reiau de la capăt pe specii. Deci în pomicultură ce trebuie să faceți? Abătughiața.
automat când putem intra, trebuie să intrăm să facem un tratament cu substanțe cuprice, atât cu substanțe cuprice de contact sau cu substanțe de contact, cât și cu substanțe care intră, atacă, nu a da voie să se extindă rapănul și făinarea. Vă recomand Ditenul, vă recomand Curzeitul Manox, vă recomand Championul, vă recomand Curzeitul Manox, este foarte bun. Și dacă vă uitați pe vârful de creștere a lăstarilor, au apărut iar acele furnicuțe care sunt indicatoarele că acolo este păduche, faceți bine, faceți și un tratament pentru păduchi cu un sinuratox, un decis, indiferent cu cea care cit, pentru că ei mor foarte repede. O să vedeți, mai ales la semințoase, că încep să se răsucească frunzele și apare ceva roșu. Este o pătare roșie și dacă desfaceți frunza ușor, o să vedeți și acolo păianjen. Este foarte bine să faceți un tratament cu topsin, soluție în care să puneți neapărat și un acaricid. Demitan, vă tot repet, Demitan, Neuron, Nisuron, Mitac. Sunt foarte bune și nu distruge vârful de creștere, pentru că noi nu o să putem avea în viitor producție numai dacă o să avem și creșteri. Deci ăsta e rolul. Rolul menținerii foliajului. Să diferențeze mugure de rod. Rolul menținerii vârfurilor de creștere, să nu se usuce. Pe aceștia formează rodul pentru anul viitor. La păr, idem. Măr și păr, idem. La prun, tot la fel. Deci pomii fructiferi, cam în felul acesta, tratați cu, v-am spus, substanțe sunt, nu sunt așa de scumpe, nu cereți întotdeauna cele mai scumpe substanțe, că nu sunt întotdeauna cele mai bune. La vița de vie, ați văzut și la vie, unde a trecut fuiorul de gheață, a rupt lăstari cu struguri, frunzele le-a făcut flanduri. Toate frunzele sunt zdrobite, toate sunt ciuruite. Foarte bine și aici să faceți cât mai rapid un tratament cu un produs pe bază de cupru, exact cum facem la pomii fructiferi, și dacă au apărut anumite găuri în frunzuliță, au apărut anumite gonflări pe partea superioară și de jos vedeți că are o pâzlă albă, înseamnă că e păianjen, faceți un tratament neapărat cu un acaricid pe care vi l-am recomandat și înainte. Deocamdată, stimați telespectatori, nu este cazul pe tot locul să facem tratamente pentru monilioză. Dacă au apărut frunze bolnave, care vedeți noastră că se brunifică, se uscă, înseamnă că este și atac de monilioză și vă indic și vă recomand rovralul. Este o substanță foarte, foarte bună și face o mare protecție pentru monilioză. Mai ales la pomii fructiferi, care fac acum fructe de sezon, la cireși. Nu știu, sincer vă spun, n-am reușit să ajung în zona cireșoaiei, zonă care unele televiziuni au lăudat-o cu cireșele noastre vestite din zona cireșoaiei. Am înțeles că și acolo nu prea sunt cireșe, sunt doar pe anumite părți, pe anumite expoziții cireșe, dar cele care se coc în acest moment, să știți că au mari probleme, pentru că datorită cantității de apă căzută în ultimul timp, în ultimele 3-4 săptămâni, toate cereșele crapă, dar se instalează automat și monilioza, putrezesc și nu se pot valorifica. Să sperăm că va ține timpul și cu noi, se îndreaptă vremea, cereșele se vor coace și încet, încet vor apărea merele de vară, prunele timpurii. Bun, și acum cea mai o treabă iară, să trec ușor și peste ea, marea majoritate a celor care avem case frumoase, avem trandafiri, avem buxus, avem tot felul de garduri vii. Mare atenție, au apărut păduchii pe trandafir, a apărut păianjenul pe trandafir și a apărut făinarea trandafirului. Este foarte și rugina trandafirului. Deci apar niște pete roșii, parcă e exact rugină. Și pe vârfurile de creștere, pe flori, pe butonii florari, apare un puf alb. Aceea este făinarea. Faceți un tratament pentru puful acelalt, pentru făinare la trandafir. Faceți un tratament cu cumulus, cu o substanță pe bază de sulf și pentru rugină faceți un tratament cu tilt. Eu vă indic pe Pegasusul, tiltul și
sulfur, nu are importanță, amândouă se amestecă, este foarte bine să puneți și un acaricid sau un insecticid dacă vedeți că aveți păduci și păianjen pe el, mai ales pe dosul frunzelor, dacă vedeți că frunza de trandafir se ciurie, nu ciurită de gheață, pentru că sunt foarte mulți trandafiri care, datorită gheții care au fost, și frunza lor care este destul de tare, a cedat în fața gheții, că a fost o cantitate foarte, foarte mare de gheață. Și totul, să știți, apropo, fac o mică paranteză, a făcut gheața ravagii, dar datorită cantității mari de apă care a fost, deși a fost foarte multă gheață, eu vă spun, aici pe deja a fost aproape la 10 cm pe anumite zone gheață, nu a afectat așa tare culturile, pentru că apa multă a protejat, parcă Dumnezeu a și protejat un pic. Acum, ce la gazoane, cei care avem gazoane, sămânțate direct sau rulot de gazon, mare atenție că pot să apară plante burene din sămânța purtată de păsări, apar plante străine, este foarte bine să prindeți momentul, să faceți și o erbicidare, o fertilizare, să le tundeți, să le întrețineți, pentru că sunt deosebit de frumoase în cursile noastre. Mare atenție la plantele care sunt în ghivece și acestea. Asta, bineînțeles că dacă sunt sub scut, au fost protejate de grindină, apar, uitați-vă bine, niște, la, de exemplu, la mușcate, apar niște pete gălbui pe fața superioară și pe dos, puf, nu este altceva decât mană. Foarte bun și vă indic și vă recomand, cel mai bun este Champion. Championul este substanța care protejează cel mai bine bolile la mușcățile curgătoare, la petunii. Vedeți dacă sunt păduri și acolo, că și acestea fac, automat faceți un tratament cu un insecticid. De ce? Vă recomand să stropiți cât de repede, pentru că acest păduc, indiferent ce culoare are, verde, cenușiu, suge seva. V-am mai spus, excrementele pe care aceștia le depun, pe excremente se instalează fumagina, aceste excremente numindu-se rouă de zahăr. Sunt dulci, vedeți, fumagina, pe fuste fumat deja, planta are aspect urât. Atât am vrut, vedeți și la trandafirul japonez, dacă apare pe trandafirul de afară și pe trandafirul care îl avem în ghiveci protejat, apare păduchele, păianjenul, și la trandafirul japonez, să nu vă speriați dacă vedeți că încep să se îngălbenească frunzele și cad, este o problemă metabolică. Este ceva obișnuit, indiferent dacă îi mutați poziția un jumătate de metru stânga-dreapta, mai în față, mai în spate, automat el își reglează cantitatea de frunze pe care o are. Frunzele se îngălbenesc, vedeți, floarea la 24 de ore, sunt flori deosebite, dar la 24 de ore se termină, se ofilesc. Ce mai vreau să vă spun și după aceea trecem la legume? Cam atâta despre aceste minunății pe care noi le avem în curte, care au fost afectate mai mult sau mai puțin de vremea deosebit de groaznică care a fost în data de 5 pe 6. Ploi, grindină. Și acum, stimați spectatori, o să trec iară din nou, pentru că știu că aici este o mare problemă la legume. Așa cum v-am spus, datorită condițiilor climatice deosebite ale acestui an, au apărut foarte multe boli și în cultura protejată, în solarii. Ce a apărut? În solarii, de exemplu, au apărut pătările brune. Deci pe frunză, pe tulpină, au început să apară niște pete maroni. Este foarte bine. Aceea este pătarea brună a tomatelor. Această pătare se extinde și la fructe. Marea majoritate care aveți tomate în seră, deja aveți fructe. Sunt care deja au fructele formate, deja sunt fructele la consum. Deci, pentru a proteja plantuțele, pentru a preveni apariția acestei pătări brune, faceți un tratament cu aliet. Aliet, vă recomand substanțele, alietul, rovralul, bravo, pentru a proteja plantele, fructele să nu se îmbolnăvească. Foarte, foarte bun este rovralul. Pentru monilioz, adică pentru putregai, apare și putregai umed, apare și putregai uscat. La fel apare și la tomate, la fel apare și la vinete, că sunt aceleași familii de plante. Mare atenție la frunzele care sunt jos la tomate, pe plantuțele de tomate.
întrețineți planta, rupeți copiii toți pentru a avea aer, să, planta să fie bine, bine ventilată. Dacă nu, nu se ventilează bine planta, automat vă garantez că în 2-3 zile se îmbolnăvește. Pentru frunzele de la bază, luați-le jos. Sunt îmbătrânite, planta nu-i mai dă hrană, au început să se răsucească primele simptome că s-ar putea să se îmbolnăvească, faceți bine și le luați jos. Despre felul cum o să lucrăm în plantă, după ce aveți 4, 5, 6, sunt, ați văzut la domnul doctor Pobradu, deja sunt la 5 nivele de fructe. Fructele de la bază, fructele etajul 1, etajul 2, încep să ajungă la maturitatea tehnică. Sunt alte lucrări care se fac, dar despre acestea o să vorbim în altă emisiune. La tomate cam asta se întâmplă, la vinete, pentru că sunt, să știți, vinetele sunt mult mai jingașe decât tomatele și apare păianjenul. Este foarte bine să faceți un tratament pentru păianjen. Dacă vedeți că au început să se ofilească, o ofilire fuzarium, îi zice fuzarioza, încep să se ofilească plântuțele, frunzele, înseamnă că este un blocaj al vaselor liberiene din plantă și trebuie neapărat un tratament cu topsin 0,1%, 0,7-0,8 litri de soluție la plântuță. Plantele își vor reveni. Vedeți și sistemul de susținere și la tomate și la vinete. Vinetele cresc în spații protejate foarte puternic și trebuie și ele neapărat ancorate. Printr-un sistem de susținere. Ați văzut și la alte televiziuni, ați văzut și la Viața Satului, toată lumea acum leagă roșiile, leagă vinetele, leagă ardei. Deși să știți că ardeii pe timpuri se făceau plasă, mă rog, acum costă mai mult, nu se mai poate intra în trei decât să se recolteze. O altă plantă pe care noastră o aveți în solarii este ardeiul. O aveți și în solarii și afară. Dar în solarii, mă refer la solarii pentru că sunt mult mai dezvoltați și au început să apară fructele. Ardeiul, vedeți noastră că începe să se răsucească un pic frunza. Acolo este obligatoriu ori păduche, ori păianjen. Ardeii, tot datorită climei, au început, aici și acolo, să se ofilească. Este fuzarioza, rapid trebuie făcut un tratament cu topsin 0,1%. De ce vă indic topsin? Eu cu topsinul ăsta am lucrat, sunt și alte substanțe, benleite, sunt multe. Dar ăsta am lucrat, ăsta e la prețul accesibil, la prețul nostru și știu că am avut întotdeauna rezultate foarte bune cu el. Și la ardei, 700-800 de mililitri de soluție 0,1, topsin 0,1% la plantă și o să vedeți și noastră într-un timp foarte scurt își reface foliajul. Dacă au început să apară și ardei, dacă ați văzut că încep să apară să putrezească vârful ardeiului, un tratament automat cu Rovral și ardeii, să știți că tot datorită climei, umiditate excesivă, o ventilație care mai lasă de dorit, nebulozitate accentuată, diferență de temperatură zi-noapte și aceștia apare monilioza și trebuie și ei protejați cu Bravo. Eu vă recomand Bravo, Rovralul, de exemplu, are efectul cel mai bun. Rovral, ai dat tratament cu Rovral, n-ai o bună perioadă de timp probleme cu ei. O problemă, v-am spus, iară, cei care cultivă castraveți în solarii, am văzut solariile, prin tratamente bio cu care am încercat să le stăpânim, tot datorită climei a apărut la castravete mozaicul, acea pată uniformă pe marginea foliolei. Este foarte bine dacă și aici să recoltați cât de des castraveții, să recoltați și ardei cât de des posibil. Roșiile încă n-au început, vinetele iarăși ele trebuie recoltate, atenție la recoltare. Tăieți-le, vă rog frumos, cu o forfecuță sau cu un cuțit. Nu trageți de ea ca să se extindă rana, ca să fie probleme. Se belește automat o bucată din tulpină, trăgând frunza jos. La castravete, vă spun, mana se combate destul de ușor și la castraveți cu substanțe cuprice. Vorba aceea, trebuie neapărat o igienă culturală deosebită. Să nu avem plante care mențin bolile pe plante pe care se duc anumite boli și dăunători. Cam
aceste boli care apar în solarii, mai ales pentru că sunt culturi protejate, o să înceapă să apară și în câmp. Mai ales că ploile acestea au fost deosebit de violente, foarte mult pământ a sărit pe sistemul, pe sistemul foliar, pe frunze și mare, mare atenție la ceapă și atenție, stimați spectatori, ceapa, varza, ardeiul, toate legumele cu frunză lucioasă, puneți obligatoriu aracet în soluția de stropit. Dacă puneți aracet, soluția respectivă rămâne pe plantă, nu se spală așa ușor. Cam atât am vrut să vă spun în această emisiune. Dacă am atins anumite probleme de care noastră erați interesat, îmi pare bine. Am vrut neapărat să vă spun, nu numai să vă arăt, să vă dau și sfaturi ce se poate întâmpla. Cum mai putem salva cultura? Cum putem salva zecile de milioane pe care noi până la ora aceasta le-am băgat în culturi? Stimați telespectatori, o mare rugăminte la noastră. Duminică avem o opțiune fiecare să mergem la vot, să-l alegem pe cel care a fost alături de noi, care sper că se va implica și s-a implicat foarte mult în viața noastră a satului. Pe data viitoare!